Zisa Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână și dau zecivială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului! Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Când omul a căzut din starea de har, a căzut din adevărata iubire, din adevărata credință și din ascultare. Ascultare este temelia smeritei cugetări și a smereniei care atrage harul. Reîntoarcerea la starea de rai, la starea de împărăția celor, nu se face decât având ca temelie credința cea adevărată în biserica cea adevărată, în Dumnezeu cel adevărat și temelia cea adevărată fiind smerita cugetare. Iată că s-a auzit astăzi prima trâmbiță din cele trei pregătitoare pentru etapa de curățire, etapa curățitoare a Portului Mare. Etapă de curățare pregătitoare pentru momentul de iluminare care este noaptea învierii, când se cântă Hristos a înviat și se zice: veniți de primiți lumină. După aceea se pregătește iarăși biserica pentru 40 de zile până la înălțare și apoi de săvârșirea cea mare care are loc la pogorârea Duhului Sfânt, la cincizecime, restaurarea omului în har. În harul din care a căzut din început, a căzut din mândrie, se restabilește prin smerenie. De aceea, iubiți credincioși, prima temelie pentru orice osteneală este smerenia. Doamne, vezi smerenia mea și le-aș dat pe toate la cota zero și apoi vezi osteneala mea și începi să îți ridici lucrarea prin puterea lui Dumnezeu a templului interior. Dar, iubiți credincioși, această lucrare de restaurare a templului interior este amintită de foarte mulți, în multe religii, chiar și în Vechiul Testament și în alte locuri, pentru că omul simte că el este templul Duhului Sfânt, simte că s-a prăvălit și că trebuie să se restaureze ca templul al lui Dumnezeu. Dar viziunile sunt diferite. Singura viziune autentică este credința cea adevărată de Fiul lui Dumnezeu revelată și care trebuie primită și atât, crezută și atât, respectată și atât, pentru că ce este revelat nu este de comentat sau de discutat, pentru că este în dar de la Bunul Dumnezeu. Dar primirea cu smerenie înseamnă înțelepciune, discernământ și măsură, pentru că smerenia înseamnă măsură. Ca să te apuci de postul mare fără să ai aceste elemente, iubiți credincioși, de cunoaștere minimă, asta înseamnă să cazi într-o idolatrie din toate punctele de vedere, să te apuci de ostenel, de rugăciuni, de eforturi personale care vine în final la un fariseu mare, la un fariseu care se pompoțonează cu 40 de zile de post, cu psaltiri neîncetate, citite, cu rugăciuni văzute și nevăzute, cu împărtășanie sau lipsa împărtășanii, conturează toate acestea fără smerita cugetare un fariseu mare. De aceea, biserica a așezat astăzi pilda vameșului și fariseului ca să vedem în templu raportarea greșită ce privește iubirea față de Dumnezeu, față de sine și față de aproape. S-a dus în față fariseul, crezând că este vrednic,
înaintând el către Dumnezeu, în loc să se cutremure, să stea cu fața la pământ. Și acolo a început cu o rugăciune de mulțumire, nu cu o rugăciune de căință, de cerere și de umilință. Și a mulțumit în mod fals cu Dumnezeu, spunând, Doamne, îți mulțumesc că eu sunt cum sunt. Din start ai proiectat un Dumnezeu greșit în rugăciunea ta. Nu un Dumnezeu al iubirii și al smereniei, ci un Dumnezeu al tău. Doamne, îți mulțumesc că eu postesc, că eu mă rog, că eu dau zeciuială, că eu pot să fac toate acestea. Și ce a făcut el prin rugăciunea de mulțumire și a pus toate aceste embleme personale pe el, conturând fariseul exterior și interior și într-un final, căzând din iubirea de Dumnezeu, proiectând greșit, căzând din iubirea de sine, pentru că el s-a deformat pe sine, iată că cireașa de pe tort este o rugăciune finalizată cu judecarea aproapelui, că eu sunt bine, o mulțumire de sine, suprasuficiență, eu sunt bine, dar nu sunt ca acel păcătos, ca acel vameș, care stă în genunchi în spatele templului, pentru că acolo merită să stea el. Iubiți credincioși, Mântuitorul spune clar, vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa, adică cine? Adică vameșul, decât fariseul acela. Pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri și oricine se smerește pe sine se va înălța. Deci să începem toate ostenelile noastre, începând cu duminica aceasta și cu celelalte două trâmbițe, până la duminica Isponirii lui Adam din Rai și începerea postului, să începem cu o temelie de smerită cugetare, să vedem cine suntem noi, cum ne raportăm noi cu adevărat la Dumnezeu. Avem o liniște și o siguranță de sine pentru că am făcut și noi două, trei lucruri exterioare, sau avem inima înfrântă și smerită pe care Bunul Dumnezeu nu va urgisi? Și atunci, ca să stăm în templul lui Dumnezeu, așa cum se cuvine, trebuie să fim nici ca păcătosul de vameș, dar să luăm de la el smerenia și pocăința, nici ca nenorocitul de fariseu, sub niciun fel să fim ca el, ci să fim în templu, iubiți credincioși, cu smerenie și cu încrederea că Dumnezeul nostru este un Tată bun și iubitor de oameni, care cunoaște adâncul inimii noastre, care caută la inima omului și care ne așteaptă în toată perioada aceasta ca pe niște firi sfântori să ne întoarcem la iubirea cea din tâi, să ne întoarcem la iubirea de Dumnezeu ca Tată. Și dacă am ajuns aici, iubiți credincioși, trebuie să extindem pericopa evanghelică la altă viziune asupra templului. Pentru că și în alte părți se vorbește despre restabilirea templului interior. În alte religii, în alte credințe, în alte forme de manifestare și sunt temple. Aici vreau să vorbesc despre cei care sunt ortodoxi, sunt botezați, sunt înfiați în biserică, sunt miruiți, sunt fiii lui Dumnezeu, sunt împărtășiți, sunt îmbisericiți, sunt cununați, unii dintre ei sunt chiar hirotoniți și ca niște fii al lui Dumnezeu după har, nu după ființă, pentru că singurul fiu după ființă este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu din veșnicie, Logos întrupat, ca niște fii al lui Dumnezeu și Dumnezeu după har, iată ei au în biserică totul, un dar. Plinătatea bisericii tale, Doamne, o păzește. Adică Domnul a venit cu credință desăvârșită, revelată nouă prin Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, lumină de lumină. Domnul nostru Iisus Hristos a întemeiat biserica și în Duhul Sfânt biserica s-a întemeiat și s-a împânzit pe fața pământului în diferite comunități. Iar biserica, iubiți credincioși, este deplină ca învățătură, ca putere, ca har, ca lumină, ca dar, ca tot. Dacă este totul desăvârșit și lucrat, dumnezeiește. Dacă totul este plinătate, noi doar trebuie să ne străduim, să ne ridicăm la măsura chemării lui Dumnezeu în templul lăsat de El, ca fii al lui Dumnezeu după har. Dar unii din fiii ai bisericii, ce fac, iubiți credincioși? Leapădă nenorociții, că altfel nu pot să le spun, că s-au nenorocit și pe ei și pe alții, leapădă darul, cad din credință,
cad din ascultare, cad din smerita cugetare și se aruncă într-o cădere înălțătoare, într-o mândrie nebună și pleacă din biserică cu totul unii, iar alții joacă la dublu și rămân și pleacă în același timp, fiind farisei perfecți, indiferent că sunt mireni sau clerici, se duc în alte temple. Și în ce templu? Ca să se roage, zic ei. Se duc în templu masonic. Și acolo totul cade în templu masonic. Dar biserica, ai văzut că din Cioșul 1937, biserica ortodoxă a osândit masoneria ca ceva necurat, furcat, satanic, care luptă împotriva credinței și a neamului, aducând argumente, citiți și căutați. Dar argumentele cele mai clare pentru cei care s-au rătăcit și au plecat acolo. Unii dintre ei apar săraci, că am văzut un clip zilele acestea, că de asta vă și zic, erau doi îmbătrâniți care, deși au cărânțit, au prezentat lumii viziunea lor tolerantă, iubitoare între ghilimele, unificatoare într-o neștiință și spunea creștinilor, ieșiți din biserică și mai veniți și în templu. În templu masonic, ca să vă nenorociți în numele iubirii și în numele marelui arhitect al Universului. Și aceștia spuneau că și ei sunt frați și că ei au pe Dumnezeu de tată și că ei acolo evoluează și se transformă. În ce să mai evoluez mai mult decât a dus Hristos? Doar că ai o problemă. Și prima problemă este că nu-ți cunoști credința. Necunoscând credința, netrăind credința din punct de vedere mistic, biscredincioși, neînțelegând teologic lucrurile și nepracticând și nespovedindu-te și împărtășindu-te, tu simți nevoia de altceva. De ce? De un surogat, de o spoială. Și neînțelegerea credinței îi face pe aceștia, având un snobism și alte interese, să plece din biserică într-un mod nevăzut, dar să rămână într-un mod văzut puctând când sunt nași, când cunună, când botează, la câte o sărbătoare mare cu familia, mai vin la biserică, că așa e tradiția, dar viața lor autentică este în templu. Deci, din neștiință pleacă din biserică și se duc acolo. Dar acolo, în templu, ei se închină marelui arhitect și spun că acel mare arhitect este Dumnezeul cel mare și adevărat. Nu, iubiți credincioși, este unul din numele Satanei, care se dă mare arhitect al Universului. Ce înseamnă să fii tu arhitectul Universului? Să fii cel care a proiectat, care le-a rânduit pe toate. Dar oare Universul acesta n-a fost făcut de Tatăl, prin Fiul și Cuvântul Său, în Duhul Său, în Duhul Sfânt? Pentru că toate prin cuvânt s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut și când a zis cuvântul s-au făcut. Nu cumva mare arhitect, voi îl identificați cu a doua persoană a Sfintei Treimi. Dar asta este o erezie, pentru că voi îl numiți pe Iisus Hristos un om. Voi, cei din templu, sau unul alăturat de Buddha sau de alții, iluminați după mintea voastră la iluminare. Ce sunteți voi? Niște farisei care când vreți intrați în templu și luați o mască de creștini de aceștia superiori, elitiști, când vreți ieșiți din templu și vă duceți din biserică și vă duceți în templu vostru ocult, ascuns, masonic, fără să știți în ce cloacă satanică v-ați băgat. Și acolo începe să vă argumentați rătăcirea, spunând că voi vă închinați la Dumnezeu cel adevărat, pentru că El este Tatăl tuturor. Nu este Tatăl tuturor. De ce? Pentru că Dumnezeu cel adevărat este Tată pentru creștinul ortodox care prin botez a fost înfiat. Prin botez s-a născut duhovnicește. Prin botez s-a făcut frate cu Hristos, căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat și prin temelia cea adevărată mărturisită în pronaos la botez, iată că fiind fii ai bisericii și frați cu Iisus Hristos, El care este singurul Fiu al lui Dumnezeu și unicul după ființă, noi devenim fii al lui Dumnezeu după har și putem să-i spunem Tată și ne învrednicește pe noi stăpâni al Universului și creatorul al Universului să te numim pe tine Tată. Pentru că Dumnezeu ca și creator pe toți, din toate religiile și din toată omenirea, din tot Universul,
Pe toți îi creează în pântecele Maicilor. Este creatorul lor, dar nu le este și tatăl. Pentru că le devine fiu doar atunci când aceștia vin la biserică, se îmbisericesc, se botează și, repet, se fac frați cu Iisus Hristos. Ba mai mult decât atât, ei, acești farisei, își pierd harul, își pierd darul. Li s-a furat arvura, ai zis credincioși de la botez. Pentru că toate păcatele se vor ierta acelor care sunt păcătoși și rămân în biserică corabia mântuirii. Dar păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta în viață. Iar păcatul împotriva Duhului Sfânt, care îl împiedică pe acesta, pe acest păcătos să vină la orice taină în biserică, este păcatul ereziei și a lepădării de credință. Ei, conștient sau inconștient, se leapădă. Deci nu-L pot numi pe Dumnezeu Tată. Arhitectul lor e Satana, dar nu vor să-i spun așa. Cultul lor nu este decât o formă șlefuită, iubiți credincioși, modernă a cultului din lumea Egiptului vechi și din alte culte păgâne care au fost șlefuite și cosmetizate pentru omul de rând și ei cred că primesc ceva mai special. Ce să primești mai mult decât pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Sfânta Masă? De asta ai plecat, că nu te-ai împărtășit. De asta ai plecat, că nu te-ai spovedit cum trebuie. De asta ai plecat, pentru că nu ți-ai făcut o rânduială și un canon ca să simți prezența lui Dumnezeu și inima plină în viața ta. De asta ai plecat, pentru că n-ai fost un mădular viu al bisericii, ci un mădular care s-a uscat și care a fost îndepărtat prin voie proprie din trupul bisericii. De ce plecați ca niște farisei în templele acestea idolești, drăcești, ale masoneriei? Din mai multe motive, odată din neștiință, cum am spus, apoi din snobism și din prostie, că vi se pare vouă că este așa la modă să ai și tu un șorțuleț, apoi vrei să fii și tu cineva, să aparții, pentru că aici în biserică nu ești tu cineva, ești praf și cenuș. Și ești cineva doar când te-ai unit cu Hristos și ai primit maximum, dar nu tu ești Dumnezeul tău, ci tu ai pe Dumnezeu cel adevărat în tine și prin participare devii Dumnezeu după har. Dar omul vrea să fie el cineva, gradul 20, gradul 30, prin diferențieri, nu li se dă grade în biserică, pleacă. De ce? Pentru că se sufocă mândria și orgoliul din ei că nu sunt și ei pe vreun grad aici în biserică. Ba mai mult, iubiți credincioși, se duc pentru că vor să-și păstreze funcțiile. Sunt presați de șeful lor. Hai mă, intră și tu în masonerie dacă vrei să stai pe scaun. Hai mă, intră și tu în templu la noi dacă vrei să crești mai sus pe un alt nivel, să devii și tu șef. Hai mă, intră și tu în masonerie dacă vrei să fii ori primar, ori șeful poliției, ori șeful spitalului, ori șeful judecătorii, ori șeful nu știu ce, că acolo sunt numai șefi. Nu, sunt doar niște apostați acolo care s-au susținut unii pe alții și au dorit puterea și banul, niște lepădați de Hristos, care, ca niște ca fariseul din templu de astăzi, au acces, iubiți credincioși, la niște funcții dregătoare mărunte, care le pierd oricum. Orică se îmbolnăvesc, orică îi schimbă sistemul, orică lucrurile se structurează altfel, ori se bat între ei ca dracii, că și dracii se bat între ei, și și-a vândut și sufletul și-a pierdut și funcția. Alții sunt idealiștii, iubiți credincioși. Idealiștii sunt cei care intră acolo pentru salvarea neamului, pentru națiune. Ba mai mult decât atât, jură proștii pe sângele lor, neînțelegând că ei trebuie să-și dea sângele pentru Hristos, dar ce? Hristos nu-și cere să-ți dai sângele, să devii ucenic decât în cazuri speciale. Ba mai mult decât atât, El îți dă sângele Lui în fiecare liturghie și tu îl lepezi, iar Satana te îndeamnă să te juri pe sângele tău pentru neam și pentru țară. Știți ce înseamnă asta? Prostie omenească, iubiți credincioși, punând steagul și țara mai pe sus de Creatorul Universului. Întâi trebuie să fii creștin și apoi român și toate celelalte. Dar pentru niște alte idealuri care sunt îmbrăcate de ei și cosmetizate de ei, în fel și chip, snobii, cei care nu sunt creștini autentici, cei care vor banul, mândria, elitismul, în fel și chip, intră ca niște farisei în acele temple și pe lângă ei mai intră și niște popi.
De ce? Pentru că unii dintre ei, cavalerii templieri și alții, nu-și fac slujba lor drăcească fără vreun popă care să le opecetuiască, că așa au ei rânduieli din vechime. Și-au intrat arhierei, și-au intrat arhimandriți, și-au intrat preoți, și-au intrat patriarhi, și-au intrat în fel și chip pentru că sunt forțe lumești puternice și ei vor putere. Iubiți credincioși, ce sunt aceștia? Niște farisei. Pentru că oare n-ai înțeles tu, arhiereule, că tu ai pe umărul tău un omohor care le înseamnă pe Hristos, care poartă oaia cea rătăcită pe umerii lui? Oare n-ai înțeles tu, arhiereule, că tu ai o mitră care naște biserica? N-ai înțeles tu, arhiereule, că ai puterea de a binecuvânta cu două mâini? Ce-ți mai trebuie ție pe lângă omofor, sacos și toate veșmintele arhierești? Ce-ți mai trebuie ție să ai un șorțuleț prăpădit? Ia-ți șorțulețul nevestii de bucătărie și te-ai împlinit pofta ta de a avea șorțuleț. Ce-ți mai trebuie ție, preotule, să ai grade când tu ai grade lăsate în biserică? Luptă-te să fii vrednic și te va vrednici biserica dacă vei brâu roșu, brâu albastru sau alte decorațiuni, cruce, de tot felul ai să ai. Dar stai în slujirea în biserică. Ce-ți mai trebuie ție altar de jertfă idolească când ai sfântul altar? Ce-ți trebuie templu când ai sfânta biserică? Ce-ți trebuie ție comunitate elitistă când ai sfânt? Sfântă comunitate în biserică, ai sfânta biserică vie. Ce-ți mai trebuie ție toate acele reguli de ordine, de disciplină și de obediență când tu ai de împlinit porunci dumnezeiești? Dacă vrei reguli, aici se spune clar să fii desăvârșit, să fii smerit, să fii blând, să ierți desăvârșit de 70 de ori câte 7, să iubești pe vrăjmașii tăi. Vrei reguli mai mari decât acestea? Nu există. Împlinește pe care le ai. Și putem continua, iubiți credincioși, cum fariseismul acesta se îmbracă în fel și chip, dar nebunii aceștia, prin noua toleranță, unitate în diversitate, prin amestecarea religiilor, prin Consiliul Mondial al Bisericilor, creat tot de ei, de masoni, pe filieră protestantă, nu vor să facă altceva decât să creeze structura elitistă de instaurare a noii ordini mondiale și în fel și chip, prin lor și de tot felul, unii iubiți credincioși care sunt de o anumită religie, fiecare jură pe cartea lui Sfântă, unitate în diversitate, alții nu cred, ritul scocian, ritul și ritul, fiecare cu ritul lui, alții care sunt religioși au parte de o închinare cu formă religioasă și dracul precum în pilda Sfântului Macar Egiptean îi prinde pe fiecare cu tivgulița lui numai să intre în acea cloacă fariseică de lepădare. Se cam tem creștinii să vorbească de ei, că au băgat frica în ei. Vai, masonii aceștia sunt atot puternici, iubiți credincioși. Nu există nimeni mai puternic decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru că este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul. Nu există nimeni mai puternic decât Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este piatra din capul unghiului. Cine se atinge de ea, se va sfârma, se va spulbera. Nu există nimeni care te poate proteja mai puternic decât Mântuitorul Iisus Hristos și rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu de hoardele drăcești. Chemați numele marele arhitect al Universului într-o exorcizare și vedeți dacă se întâmplă ceva pe viu. Și la judecată de apoi. Unul este judecătorul, Alfa și Omega. Doar El va veni pe noi cerului cu miliarde de îngeri, cu semnul Lui, cu semnul Fiului Omului, nu cu steaua în cinci colțuri, nu cu steaua lui David, nu cu alte simboluri masonice, ci cu steaua, iubiți credincioși, cu Sfânta Cruce pe norii cerului și va judeca neamurile și neamurile se vor căi și vor plânge pentru că s-au lepădat de Hristos. De aceea, feriți-vă de farisei din templu, din biserică, feriți-vă de arhiereu, preot sau orice ar fi el care este lepădat de la biserică și este mason sau orice altceva și vă spunem pe față. Și totodată cei care ați plecat și v-ați lepădat,
prin întoarcere la biserică, prin lepădarea de satana, de toți slujitorii lui și de toate lucrările lui, prin unirea cu Hristos, puteți fi primiți în biserică cu brațele deschise, sunteți primiți prin mirungere, pentru că v-ați lepădat de Harul Duhului Sfânt primit la mirungere, și printr-o căință și într-o mărturisire autentică îndelungată, veți putea fi iarăși primiți să vă împărtășiți cu Sfintele și Preacuratele Hristos taine. Să fie clar pentru toată lumea. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne ajute să scăpăm de fariseul în noi cu toate aspectele și să înaintăm cum se cuvine pe calea postului care urmează până la învierea Domnului. Amin.